Iar apar topuri despre extracalifragilistica deșteptăciune a municipiului Cluj-Napoca. Și nici nu ne mai întrebăm cât din banii clujenilor s-au dus pentru astfel de laude de sine. Noi știm doar că la primarul lăudat să nu te duci cu sacul, că te duci cu el gol și te întorci cu el plin de povești. Atât de smart e Cluj-Napoca că se plimbă caii și atelajele la liber pe benzile dedicate smart pe naiba companiei de transport public. Porumbeii se cacă smart pe naiba pe toate băncuțele USB montate pe repede înainte să-și facă poze primarul cu ele. Cluj-Napoca are 63 de proiecte smart conform unui studiu realizat de un integrator de soluții. Nu-i dăm numele că și-a încasat deja banii. Avem așa, străzi smart, băncuțe smart, urmează WC-uri smart de 148.000 de euro bucata. Probabil au să se urineze acestea în locul turiștilor de toți banii aceștia. Vom avea autobuz fără șofer, spații cât mai multe pentru pieton și câte și mai câte va conjuga Emil Boc la viitorul apropiat și mai mult decât îndepărtat. Să vă dăm un exemplu de smart. City Parking Cluj. În septembrie 2020, Emil Boc anunța că s-a început montarea senzorilor de parcare în Cluj-Napoca. Cetățeanul cu mașină de parcat urma doar să se uite pe aplicația de pe smartphone și să identifice o parcare liberă în timp real. Suntem în 2022 și majoritatea clujenilor nu mai folosesc această aplicație, unii dintre ei neștiind că există. Asta în ciuda faptului că s-au plătit sute de mii de lei pentru aceasta. Dar marea problemă e alta. De smart ce sunt funcționarii din primăria Cluj-Napoca, ăia cu sporuri de obezitate, senzorii au inclus străzi unde locurile de parcare urmau să fie desființate. Și în mare deja s-au desființat. Practic, municipalitatea arunca pe apa Someșului niște bani pentru o soluție smart de unică folosință. Afacerea seamănă cu cea a plodului lui Ghiță Funar, cu montarea de semnalizatoare fluorescente pe asfaltul străzilor din Cluj-Napoca și pe care smulgeau din locurile lor cei care făceau dezăpezirea cu lama. Nu era o problemă că și primarul Ghiță Funar avea o durere aprigă în cot, aproape smart față de banii clujenilor. Punea alții în casa plodul banii. Apoi, după cum ziceam, prin intermediul la 4 proiecte de HCL care au fost votate în ședința Consiliului Local Cluj-Napoca în data de 7 iulie, am aflat care sunt zonele turistice intens frecventate și spațiile de agrement ale Clujului Smart, care va deveni în viitor și mai inteligent prin amplasarea unor toalete high-tech în aceste locații turistice. Iar locațiile smart pentru aceste toalete mai inteligente decât cei care le-au propus amplasarea sunt Piața 1 Mai, după cum știm cu toți, este o zonă turistică deosebită, comparabilă cu marile piețe ale lumii. Grand Place, Bruxelles, Piața Orașului Vechi, Praga, Trafalgar Square, Londra, Piața Comerțului, Lisabona, Piața Mărăști, Cluj-Napoca. Turiștii pot vizita în Piața 1 Mai obiective arhitectonice de o incontestabilă relevanță în istoria culturii europene. Platforma dezafectată Carbochim. Clujana, ori clădirea sediului BCCO. În Piața Mărăști, turiștii pot vedea celebra clădire a pieței, o piesă de arhitectură improvizată, dar care încă mai stă în picioare, ca turnul înclinat din Pisa. De strada Bucium nici nu mai vorbim, e un Fifth Avenue al mănășturului, iar parcul de Tunata din Gheorgheni e în sine un monument istoric, conservat perfect de pe vremea epocii de aur. Toaletele inteligente, a căror amplasare va costa 178.983,88 lei bucata, vor pune în valoare aceste zone turistice și de agrement ale Clujului Smart, căruia doar asta îi mai lipsea, că în rest are de toate. Băncuțe cu USB, platan cu tigri, stații de încărcare gratuite pentru cei care au bani de mașini și biciclete electrice și așa mai departe. Cu drumurile, podurile, pasajele, creșele și altele asemenea stă mai rău, dar și acestea se vor face. Când? O întrebare smart. Ia ca încă un proiect. Să lăsăm pe Emil Boc să ne conjuge la viitorul cât se poate de incert. Să vedem acum ce s-a ales de Cluj-Napoca, prima stradă smart din România. A fost finalizată strada Molnar-Pioariu, anunțată de primarul Emil Boc pe pagina sa electorală de Facebook în 16 iulie 2020.
Nu numai că primăria nu a mai realizat astfel de proiecte în cartiere de aproape 2 ani de zile, dar nici măcar proiectul pilot Molnar Pioariu nu a fost întreținut corespunzător. Ca de obicei, marea realizare a fost inaugurată cu pompă, a fost marketată electoral pe Facebook, a fost toarsă de beneficiile de imagine care se puteau trage de pe urma modernizării, după care a fost lăsată să se integreze în peisajul general gri și părăginit al Clujului. În mai puțin de 2 ani, prima stradă smart din România nu a ajuns chiar o paragină totală, dar neîntreținută în câțiva ani va deveni epava unui proiect pilot care o vreme a sunat bine și cam atât. Deocamdată, pe întreaga lungime a străzii, vopseaua s-a spălat de pe toate băncile, lăsând lemnul golaș pradă putreziciunii viitoare. Gazonul este deja pământ reavă. Așa se întâmplă când marketingul politic e întreținut mereu doar cu noi și noi inaugurări fastoase pe Facebook, fără ca vechile realizări să fie întreținute pe teren. Vom ajunge în timp să avem doar albume foto digitale deosebite cu imagini colorate care în realitate sunt alb, negru și gri. Apoi orașul smart Cluj-Napoca merge pe motorină. Ca autobuzele electrice în valoare de 600.000 de euro își trăiesc inteligența în garaj. Mai bine de jumătate, 54% din transportul public din Cluj-Napoca s-a realizat în 2021 pe motorină. Asta în timp ce 44% din parcul autodiesel este format din autobuze Euro 3 vechi și poluante. În plus, deși are 41 de autobuze electrice, compania de transport public susține într-un răspuns dat Ziar de Cluj că în orele de vârf folosește doar jumătate. Programul de circulație al acestora este astfel stabilit încât să poată efectua numărul de kilometri planificați cu toate sistemele auxiliare funcționale. Iluminat interior, informare călători, încălzire, aer condiționat, etc. Pentru aceasta, autobuzele trebuie ca pe lângă încărcarea lentă din timpul nopții să fie încărcate și în timpul zilei, atât lent cât și rapid, în funcție de consumul necesar pentru tracțiune și pentru serviciile auxiliare, a precizat compania. Situația este similară și în ceea ce privește tramvaiele din Cluj-Napoca. Dintr-o flotă de 28 de tramvaie moderne, care au costat peste 2 milioane de euro bucata, la orele de vârf circulă doar 12. De smart. În 2021, în Cluj-Napoca s-au ars 4.300 de tone de motorină care au costat peste 20 de milioane de lei. Costul curentului electric folosit pentru troleibuze, tramvai, autobuze electrice s-a ridicat la circa jumătate, adică 13 milioane de lei, se arată în răspunsul companiei de transport public Cluj-Napoca. Deci, în mod smart, 54% din transportul public s-a realizat cu autobuze diesel în Cluj-Napoca. Aceasta în contextul în care mijloacele de transport electrice nepoluante sunt folosite la jumătate din capacitate. Din 41 de autobuze electrice sunt folosite 22 la ora de vârf. Din 28 de tramvaie de ultimă generație sunt folosite 12 la ora de vârf. Din 132 de troleibuze eficiente energetic sunt folosite 63 la ora de vârf. Mai mult, o mare parte din autobuzele diesel folosite, respectiv 44%, sunt vechi și poluează mult, au standard de poluare Euro 3. Astfel, din cele 263 de autobuze diesel aflate în flota CTP, 145 sunt Euro 6, 2 sunt Euro 4, iar restul de 116 sunt Euro 3. În ciuda faptului că toate cele 116 autobuze diesel Euro 3, 44% din totalul parcului autodiesel, sunt trecute ca active, CTP susține că de fapt nu prea sunt folosite. Iar cei de la CTP s-au îmbolnăvit și de minciunita lui Boc, că în răspunsul dat la începutul acestui an Ziar de Cluj au precizat că 76% din transportul diesel de anul trecut a fost realizat cu autobuze diesel Euro 6. Deși numai 55% din parcul autodiesel al CTP este Euro 6. Dacă datele transmise de CTP sunt corecte, aceasta înseamnă că autobuzele diesel Euro 3, care reprezintă circa jumătate din întreaga flotă, au fost folosite pentru 24% din traficul diesel. Deci o mare parte dintre autobuzele Euro 3 au fost ținute pe tușă în garajele CTP. În acest context este și mai smart faptul că în toamna anului 2020 primăria Cluj-Napoca a cumpărat 10 autobuze Irish Agora vechi de aproximativ 15 ani cu normă de poluare Euro 3. Acestea au fost aduse din Rouen, Franța și au o vechime de circa 15 ani. De ce mai era nevoie de alte autobuze Euro 3 când și așa o mare parte dintre cele existente nu erau folosite? De proști cei cred pe clujeni, cei de la
Municipalitatea Smart. Gata.